Să facă față ninsorilor abundente, reprezentanții primăriei Slatina au mobilizat 10 de utilaje și 140 de oameni. Mașinile de dezăpezire au acționat în continuu, în special pe străzile principale și în pante, siguranța rutieră fiind pusă pe primul loc de edili. Sunt zile grele, zile cu zăpadă foarte multă, a fost cod portocaliu, cod galben, urmează și astăzi, avem iar cod portocaliu, dar de ger de data asta. Nu au mai fost în zona noastră și în tot sudul României, n-au mai fost o zăpadă așa de mare și cu un cod portocaliu de câțiva ani buni de zile. Am acționat de duminică seara, acționăm non-stop, 24 din 24, în schimburi, cu cele două firme de dezăpezire, cu Salubrisul și cu Dezvoltarea Urbană. Am început cu arterele principale, cum e normal, cu arterele care strâng fluxurile de mașini ce vin din cartiere și de pe arterele secundare. Eu zic că nu am avut probleme la acestea, s-a acționat pe ele 24 din 24, nu au fost întreruperi de circulație, s-a circulat în condiții de iarnă, dar s-a circulat. Acum, tot ce înseamnă artere principale, artere de gradul 1, toate sunt la negru. Avem, știți foarte bine, avem pantele din oraș, unde a trebuit să fim prezenți cu forțe importante pentru a asigura circulația și pentru a asigura traficul și a asigura asfaltul la negru, pentru că la o pantă trebuie mult mai multă atenție, mult mai mult material antiderapant. În orice moment se poate întâmpla ca o mașină să alunece sau să nu îi ține frânele sau să se întâmple vreun accident. Nu am avut accidente, nu am avut evenimente absolut nicăieri în Slatina de-a lungul acestor 3 zile, ceea ce este un lucru foarte bun și țin să le mulțumesc atât șoferilor din trafic care au înțeles că sunt condiții de iarnă și nu au apăsat pedala foarte tare și au mers în condiții extraordinar de atente și de liniștiți. Am început să lucrăm pe străzile secundare, pe străzile din cartiere, iar aici nu am avut absolut nicio stradă blocată, nici măcar în satul nou nu am avut străzi blocate. Acolo a acționat Dezvoltarea Urbană cu 3 utilaje, au stat în permanență 3 utilaje acolo și nu am avut nici acolo nicio stradă blocată. Am avut un singur eveniment, să zic așa, utilajele nu ajunseseră până acolo, dar erau pe o străzi adiacente, urma să intre și ne-a solicitat un locatar să intervenim, care nu mai avea răbdare. Însă, ținând cont că sunt condiții de iarnă, asta este situația. Astea sunt prioritățile, așa se face dezăpezirea peste tot, nu numai la noi, în toate orașele, începând cu arterele principale care preiau, cum am mai spus, fluxurile de mașini. Nici la ora asta nu avem probleme. Într-adevăr, pe arterele secundare, prin cartiere mă refer, mai este zăpadă. Aici avem și o problemă mare, pentru că străduțele sunt înguste, mașinile sunt parcate și utilajele grele, utilajele cu care facem dezăpezirea, nu pot să intre. Intrăm în cartiere cu oamenii și cu utilaje mici, dar este foarte greu pentru că mașinile cetățenilor sunt parcate și nu putem să manevrăm utilajele printre ele. În cel mai bun caz, cu bobcheturi mici și cu oameni cu lopata. Apropo de cartiere și de mașini parcate, vreau să le mulțumesc celor care și-au dezăpezit mașinile, care au înțeles că nu este treaba primăriei să le dezăpezească mașinile și care au arătat un spirit civic în orașul nostru și și-au făcut locurile de parcare și au dus zăpada pe spațiu verde și nu pe carosabil. Pentru că facem un du-te vino cu zăpada, cetățenii aruncă zăpada de la mașini pe carosabil, noi trebuie să venim și iar să o dăm la o parte. Există spații verzi, există pe lângă locurile de parcare, unde poate să fie aruncată zăpada. Vreau să știe și cetățenii că nu este un efort atât de mare să poți să iei cu lopata de lângă mașină să-l arunci pe spațiu verde în loc să o arunci în stradă. Cum am mai spus, este o muncă pe care o facem noi în zadar. Noi trecem cum trecem, cum cetățeanul o aruncă în stradă și tot așa. Dar să știți că totuși au înțeles lucrul ăsta și au acționat în consecință.
Vom, în următoarele zile, după cum arată prognoza meteo, mâine vom avea o fereastră și noi mergem înainte cu planul nostru de dezăpezire. Intrăm în cartiere, am intrat deja în cartiere, pe de o parte. Pe de altă parte, continuăm să ridicăm zăpada care s-a strâns, ați văzut, pe arterele principale și prin intersecții, continuăm și cu ridicarea zăpezii și intrăm pe cartiere. Pe cartiere, pe străduțele secundare, unde o să am rugămintea la cetățeni să înțeleagă și dânsii și când apar echipele de dezăpezire să fie de acord cu mutarea mașinilor, pentru că dacă nu avem locația eliberată de mașini, nici noi nu putem să facem dezăpezirea cum trebuie. Așa se face dezăpezirea, nu există altă variantă decât și cu ajutorul cetățenilor și dânșii trebuie să înțeleagă că trebuie să-și mute autoturismele ca și noi să putem să luăm zăpada din zonele respective. În weekend sunt anunțate din nou ninsori, așa că nu este exclus să se depună un alt strat consistent de zăpadă care să îngreuneze din nou circulația.